Institutul de Științe Spațiale. Bună seara! Bună seara, bună seara! Ați fost alături de noi de la prima ediție. Da, da. Mulțumim foarte mult! Cu ce ați venit anul acesta la stand? Povestiți-ne un pic. Anul acesta suntem plasați pe alee, primul corp în partea stângă, unde vă așteptăm... Din motive tehnice, de soare. De soare, evident. Vă așteptăm cu niște aplicații create special pentru evenimente de popularizare și în special pentru copii. Avem un program care se numește ExpoSol, un program care permite explorarea sistemului solar, atât interactiv pe un monitor cu touchscreen, dar și prin intermediul căștilor de realitate virtuală. Programul respectiv permite vizualizarea Soarelui și a planetelor care orbitează Soarele din sistemul nostru solar. De asemenea, turul este un tur ghidat, adică aveți și un computer de bord care în căști vă explică ceea ce vedeți în căștile de realitate virtuală. De asemenea, puteți participa la un quiz pe teme spațiale, unde dacă răspundeți corect la mai multe întrebări, veți primi și un premiu. Vă așteptăm cu drag la standul nostru. Mulțumim foarte mult! Dacă vreți să pui și o întrebare pentru... Dacă aveți ceva, întrebare. Aveți întrebări? Ce facem mai exact programul ăsta? Ce se întâmplă mai exact dacă vrei să afli cum cauți o anumită planetă despre care vrei să afli pe acest site? Nu știu exact dacă se poate. Și cum cauți o planetă care are viață? Cum descoperi o planetă care are o planetă viață și că una are viață, una are moarte sau e posibil să aibă viață? Așa, la prima întrebare, da? Da. Sunt două modalități în care poți să descoperi planetele. Poți să explorezi în sistemul solar, să o găsești, să te uiți la ea, să te apropii, să vezi cum arată din afară. Sau, în dreapta, există un meniu cu fiecare planetă. Și acolo poți să apeși pe un buton și afli mai multe informații. Yes. Sunt niște găuri roz acolo. Are ce să știi cumva? Da. Sunt niște galaxii îndepărtate, undeva pe cer. Sau pot să fie nebuloase planetare. Mulțumim! Plăcere!